Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Campania electorală continuă, ne apropiem de alegeri cu pași mari, așa, cu tezători. Roxana Mânzatu, deputat PSD, coordonatorul național al Departamentului pentru Fonduri Europene al PSD. Bună seara, bine venit, Roxana! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! N-am știut că există un departament național pentru fonduri europene. E foarte tânăr, e tânăr! Orice partid sau... E nou născut. Din câte știu, sunt și alte partide care au astfel de structuri ale specialiștilor din partidele respective. PSD e renumit pentru faptul că și-a mobilizat întotdeauna profesioniștii pe domenii de activitate, însă o vreme aceste departamente au fost cam inactive. Undeva la începutul acestui an, departamentele de specialitate, care cumva sunt în oglindă cu ministerele, și-au reluat o activitate susținută. Eu, într-adevăr, coordonez Departamentul pentru Fonduri Europene. Cred eu că deja am intrat într-o activitate destul de intensă și sperăm să sprijinim guvernul cu tot ceea ce facem. Ne-am mai discutat aici în emisiune, în afara campaniei electorale, despre fondurile europene. Realitatea, acum eu știu, dură, mai puțin dură, este că depindem de acei bani. Depindem de bani și culmea este că îi merităm. De asemenea, culmea este că nu reușim să atragem atât cât ar trebui. Sau reușim, dar cu întârziere. De reușit reușim, dar încă de la aderare România a avut mereu acest delay, această întârziere în a aduce toți banii acasă. Paradoxul este că necesarul de finanțare a României pe aproape orice domeniu de activitate, că vorbim de agricultură, infrastructură, zona de educație sau abandon școlar, necesarul e mult mai mare decât anvelopa pe care ne pune la dispoziție Uniunea Europeană la fiecare 7 ani. Toate documentele arată că e nevoie să investească și guvernul prin bugetul național. E adevărat însă că în cazul fondurilor europene avem de respectat niște pași, suntem condiționați și de negocierile care se întâmplă la nivelul instituțiilor europene. România a reușit să atragă pe primul exercițiu undeva înspre 90% din banii alocați. Putem acum să facem această evaluare pentru că deja exercițiul 2007-2013 s-a încheiat cu plăți cu tot. Sper ca pentru exercițiul în care suntem, 2014-2020, să reușim să aducem 100% acasă. Astăzi, adică în mai 2019, avem o absorpție efectivă de 28%. Suntem aproape de media europeană. Asta înseamnă că aproape ca toate celelalte state membre am reușit să primim rambursări de la Comisia Europeană în proporție de circa 28%, dar cu siguranță trebuie să accelerăm acest ritm. Anul acesta este cheie și anii care urmează, pentru că, așa cum spuneam, nevoile, în primul rând, nevoia ne învață, nevoia ne îndeamnă. Exact. E o chestie tipică la poporul român, nevoia ne cam împinge așa de la spate. Și e regretabil totuși să ajungem să forțăm plăți și cheltuieli pe ultima sută de metri, adică s-a mai întâmplat, poate au pățit studenții când învață pentru examen, iată că se întâmplă și la nivel de sisteme mai mari, când se apropie deadline-ul ultimelor plăți, ultimelor rambursări posibile, toată lumea se mobilizează, cum poate să o facă de altfel din timp. Avem destui, că eu m-am mai gândit și la aspectul ăsta. Bun, avem o frână pe care cumva ne opunem și noi singuri, plecăm de la premiza că nu toate fondurile europene pe care le reabsorbim ajung acolo unde trebuie. E așa o nebuloasă la capitolul ăsta. Unii strigă hoții, alții strigă alte lucruri. Treaba este că și trecând peste frâna asta, eu mă gândesc, nu avem destui specialiști, destui oameni care să te consilieze în hățișul ăsta birocratic, destul de mare al fondurilor europene. Adică ajungem tot fel de companii care vin, îți explică, încearcă să te ajute, dar parcă nu-ți destui. Da, aici vă dau dreptate. Zona aceasta a fondurilor europene a generat o industrie a consultanților, mai mari sau mai mici. Ca în toate statele membre, nu e nimic diferit. Ba mai mult, România, intrând în Uniune mai târziu, a beneficiat de prezența unor oaspeți, a unor companii de consultanțe din afara țării noastre, foarte interesate să ne ajute să folosim bani europeni, asistență tehnică, și să câștige, asistență tehnică și în alte feluri. În regulă, avem și specialiști și chiar, în general, eu cred că avem consultanți români foarte buni, am cunoscut consultanți români foarte buni pentru că ei și cunosc specificul primăriilor, companiilor, celor care accesează fondurile în România.
dar principala problemă rămâne această birocrație care în România da, este construită de la premisa evitării furtului de bani publici. Am avut recent, marți, o dezbatere la București pe tema unui program de finanțare foarte important, pentru, mai ales pentru municipiu, de exemplu pentru municipiul Brașov și pentru oraș în general, Programul Operațional Regional. Este un program prin care se finanțează de la drumuri, transport public, achiziția de autovehicule pentru transportul public, până la reabilitare de școli, spitale, ambulatorii, unități primiri urgențe. Avem exemple de proiecte și în județul Brașov. Și am discutat despre acest program important cu cei care implementează proiecte, în principal oamenii primăriile din municipii din țară și cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării, cei care păstoresc alocarea de bani. Și într-adevăr a fost și acolo o încleștare, pentru că propunerile de simplificare pe care le văd reprezentanții comunităților locale, evident că se întâlnesc cu temerile funcționarilor din zona ministerelor care gestionează acest program. Eu am fost facilitatorul, mediatorul, am și spus că trebuie să nu ne privim ca și cum am fi tabere opuse. Interesul nostru este să accelerăm utilizarea acestor bani, să ne asigurăm că se folosesc acolo unde sunt necesari, dar să accelerăm utilizarea acestor bani. Și în principal subiectul a fost acela al achizițiilor publice, al faptului că atunci când se fac licitații din bani europeni, se dublează controalele pentru caiete de sarcini, pentru tot ceea ce înseamnă documentele licitațiilor respective. Și aici o să încercăm să facem, să eliminăm această dublare. Guvernul PSD a făcut un pas în decembrie 2018 prin ordonanță 114. Celebră prin alte aspecte. A fost o ordonanță complexă, cu multe măsuri bune, foarte bune și unele care au generat o dezbatere vie, dar până la urmă se vede că rezultate bune în piață, că vorbim aici de celebrul robor și de zona bancară. Dar pe zona de licitații, noi am încercat să simplificăm partea de controale la licitații. Sperăm să și reușim, în sensul în care, de exemplu, când avem o licitație pe un proiect european, să fie verificată doar de specialiștii din ministerul care gestionează banii europeni, nu și de Agenția Națională de Achiziții Publice. Pentru că de două ori control înseamnă două tipuri de concluzii care se bat cap în cap. Asta de cele mai multe ori, pentru că sunt... Da, și da. Iarăși aici, mi-am aminte de... Eu știu, nu mi-amintesc ce guvernare era, dar veniseră cu nu știu câte mii de specialiști. Specialiști sunt peste tot. Sunt și în ministere, specialiști sunt și în agențiile naționale. Curajul lipsește, asumarea unor decizii. Bine, eu cred că reprezint un partid care a dovedit curaj pe multe paliere în decizia guvernamentală. Aș vrea și pe zona fondurilor europene să văd mai mult același tip de curaj. Da, am văzut. Există bună practică la acest capitol la polonezi, există bună practică despre la italieni. Este vorba. Adică lucruri mult mai simple. Poți să depui un proiect pentru fonduri europene în momentul în care ești eligibil direct online, adică nu trebuie să mai scoți la imprimantă 3 dosare, să le semnezi în original, să le ștampilezi și să te duci cu ele la una din regiuni. Acum, nu contest faptul că în ultimii 2-3 ani s-au făcut anumite simplificări, mai ales pentru autoritățile publice locale, s-au simplificat cumva dosarele cu care se cer fondurile, în ideea în care după ce ți s-a aprobat proiectul vii cu proiectul tehnic și cu alte documentații costisitoare, dar mai este de lucru. Cu siguranță că nu sunt chestiuni care se întâmplă peste noapte, dar avem nevoie ca aceste investiții să înceapă să se întâmple de anul acesta, de anul trecut. Ori a sta și a te uita la verificări și controale la aceeași licitație de către 2-3 entități publice este sinucigaș. Și e direcția în care cred eu că și un departament de soiul celui pe care îl coordonez poate să apese pe pedala potrivită. În acest sens, eu cred că e bine că un partid își asumă o astfel de structură. Poate uneori în inerția sa, un guvern se bazează foarte mult pe propunerile care vin din interiorul ministerului, de la director, de la șef servicii, de la cei care lucrează zi de zi și care văd un pic altfel lucrurile. Când avem acest departament unde vin primari, viceprimari, cei care implementează proiectele, au nevoie să întrași la răspundere, vorbesc cu cetățenii nu pot să știe despre proceduri și verificări, vor să știe unde e șoseaua, unde este spitalul, unde este reabilitarea școlii.
Și atunci ei pun presiune pe noi și noi prin departament asta facem, încercăm să generăm decizii curajoase pentru accelerarea atragerii de bănuți. Pentru că tot vin alegerile europarlamentare și de fapt pe undeva subiectul discuției noastre este același. Ori să treacă aceste alegeri, o să trimitem niște europarlamentari PSD, PNL, mă rog, celelalte partide care vor accede în Parlamentul European, după ce trec aceste alegeri, după ce trece campania electorală, probabil că aici ar trebui să lucreze oamenii ăștia, trimiși tot de români, că sunt români care votează PNL sau PSD sau alt partid, nu contează, dar ei ajung acolo la Bruxelles și ei trebuie să facă niște pași în sprijinul guvernului. Cred că asta își doresc toți românii, ca europarlamentarii ce vor fi aleși, indiferent de culoarea politică, să rămână români, în primul rând, acolo la Bruxelles. Și sloganul partidului pe care îl reprezint este Patrioți în Europa, dar asta nu înseamnă că, într-un fel, contestăm apartenența României irreversibilă la proiectul european și la Europa, doar că germanii sunt patrioți în Europa, francezii sunt patrioți, italienii sunt, polonezii, fiecare țară, poate nu toate, dar majoritatea au știut întotdeauna să aibă o voce puternică pentru țara lor. Interesul când a fost vorba acela de bani europeni, mai multe fonduri europene. În niciun caz, nicio țară vreodată nu s-a gândit să voteze pentru suspendarea banilor europeni, cum am avut cazuri în mandatul care se încheie acum cu anumiți europarlamentari care au îndrăsnit să deschidă, să ridice vocea în sensul suspendării fondurilor europene pentru România. Și știm cazul Monicăi Macovei. Este incredibil că o țară poate să fie reprezentată de un astfel de om. În sensul acesta, spunem că ne dorim ca un următorul mandat, care e crucial cumva pentru destinul Uniunii Europene și simțim asta cu toții, România să reușească să își consolideze poziția, să fie o forță, pentru că economic, din punct de vedere al populației, din punct de vedere al aportului nostru cu resursă umană, cu tot ce mai vreți, România este o forță în Europa. Dar politic și prin modul în care s-a manifestat în capitala Europei, a fost tăcută, a încercat să nu deranjeze niciodată. Sigur, așa a fost poate și poziția prezidențială a României. Întotdeauna președinții României, că a fost vorba de Băsescu, acum e vorba de Iohannis, au preferat să fie mai degrabă servili, mai degrabă să nu deranjeze marile puteri politice ale Europei. Eu cred că avem nevoie de mai mult curaj și în această direcție. Putem să construim alianțe, putem să servim proiectul european și fiind asumați. Iată că o face Polonia, iată că o fac și alte state. Cred că avem de învățat de la colegii noștri, măcar și cei din blocul central european. Până la urmă, eu am spus-o și cu alte ocazii, Europa nu poate fi puternică decât în măsura în care statele membre sunt și ele puternice. Nu are nimeni interesul de a avea o Românie slăbită, mai ales pe flancul acesta estic, la graniță. Nu cred. Geopolitic ar fi o greșeală evidentă. Ar fi o greșeală evidentă. Și atunci va trebui ca europarlamentarii care vor fi trimiși de români în Bruxelles să fie capabili să înțeleagă aceste resorturi ale politicii europene și să pună în balanță mult mai bine că România are nevoie să fie puternică acolo. Și cred că avem toate șansele să reușim. Cred eu că și mass media ați avut un rol important în a demistifica un pic în ochii cetățenilor totuși cât de important este să fii europarlamentar, care este puterea de a face bine și de a face rău. Poate mai mult decât în 2007, poate mai mult decât în 2014. Acum, în 2019, eu cred că oamenii știu mai bine, sunt mai informați despre ce poate să însemne un europarlamentar pentru țara lui. În sensul acesta, mă aștept să avem și o prezență la vot mai bună și... La campaniile de, nu știu cum se... de scoatere, până la urmă, a omului din casă sunt foarte multe în momentul de față. Acum, mi se pare chiar un pic agresiv... Tot amalgamul ăsta. Eu îl înțeleg. Nu toate sunt neutre. Politic, sigur, da, sigur. Da. Înțeleg și substratul politic, dar dincolo de toate, chiar cred că este important că în felul ăsta cumva tragem un semnal de alarmă. Băi, frate, trebuie să ieșim să votăm. Da. Fiecare avem opțiune politică. Ne dorim ceva de la alegerile astea, ne dorim ceva de la oamenii care ne reprezintă, că ne reprezintă în Parlamentul European, că ne reprezintă în Parlamentul României, că ne reprezintă în primării, în consilii locale.
municipale și așa mai departe. Trebuie cumva să devenim mai, nu știu dacă mai agresiv, dar mai prezenți în viața mai asta. Responsabil. Și, da, mai responsabil. Că, sunt unii care lipsesc, dar culmea e că aia care lipsesc, întotdeauna sunt foarte vocali. Da, vitejii se arată după război. A fi cetățean într-un stat democratic înseamnă în primul și poate și în ultimul rând să putem și să votăm. Asta este maniera în care legitimăm pe europarlamentari, guvernul și așa mai departe. Ne dorim, eu cred că, și am văzut campanii de scoatere la vot a cetățenilor în toată Europa. Nu este doar specific României această efervescență. Pentru că, așa cum spuneam, proiectul Uniunii Europene este într-un moment de răscruce. Are provocări majore, există aceste tendințe de renaștere a curentelor extremiste, o vedem și la alegerile din alte țări. Și în acest sens, e bine să fim prezenți la vot, dar e bine să dăm un vot informat. Asta da. Votul fără informație în spate, fără un minim efort de a înțelege ce face trimisul pe care îl votăm acolo și să-i cercetăm cu puțin și oferta cu care vine și profilul cu care vine, nu înseamnă atât de mult. Da, eu cred că cei care au stat pe margine până acum, din diferite motive, probabil acum ar trebui să facă lucrul ăsta, să studieze un pic. Da. Nucleul dur al unui partid nu o să-l schimb niciodată. Corect. Indiferent de despre ce partid ar fi vorba, oamenii aceia că sunt europarlamentare, că sunt locale, că sunt prezidențiale, nu contează. Ei merg la alegeri și votează, încă îi ține ceva acolo, un magnet. Dar ceilalți care până acum au stat pe margine și doar au privit, aceia trebuie să studieze, nu? Oricum, eu cred că e datoria fiecărui partid politic și cred că PSD face asta să-și prezinte și să-și explice intențiile și faptele tuturor. Și celor care sunt în nucleul dur și celor care ar veni pentru prima dată la vot. Până la urmă nu avem acești alegători cumpărați pe persoană fizică. Ei sunt liberi să ia decizii. Noi acum, în campania pe care o facem la Brașov, stăm de vorbă și cu militanții noștri, cei mai apropiați de noi din localitățile mai mici sau mai mari, dar abordăm și pe cei care poate par mai de distanță de politică. Cred că trebuie să facem asta. Bine, ne așteaptă un an și jumătate cu 4 rânduri de alegeri. Da, pentru vine o perioadă tensionată. Da. Și tensionată, și de încercare, și pentru cetățean care va fi expus acestor campanii electorale la intervale foarte mici. Va părea, poate, pentru unii că vom fi într-o eternă campanie electorală. Și ar putea să pară prea mult pentru unii, zică, bă, gata. Sper că eu, pentru PSD, care, mă rog, are și responsabilitatea guvernării, noi încercăm și acum să ne prezentăm în fața oamenilor tot timpul cu ceea ce am făcut, cu rezultate. Nu venim cu sloganuri, cu eu știu, chestiuni emoționale. Noi ne adresăm celor care vor să vadă ce am făcut. Concret, avem exemple, avem statistici, avem explicații. Îmi doresc și e important ca în aceste următoare scrutinuri să reușim totuși să ținem campania pe o linie cât se poate de rațională. Eu știu că votul este emoțional, știu că știu și românii, dar aș vrea să judece dacă e bine să dea un vot bazat pe emoție sau mai corect ar fi să dea un vot bazat pe fapte, pe realități, pe palpabile. Evident că PSD, poate așa cum am spus, vine greu cu fapte. Nu, da, poate pentru unii este greu să vadă și faptele, informațiile de foarte multe ori venind din doar două sau trei direcții sunt contradictorii. Ce facem a doua zi după un vot emoțional? Ce facem a doua Plângem zi după... De obicei, da. Deci trebuie să vedem lucrurile în perspectivă despre capacitatea de a face alianțe în politică, de exemplu. Aș fi foarte curioasă să văd ce cred oamenii, pentru că până la urmă avem acum pe scena politică partide care și persoane politice și, din păcate, președintele țării e printre primele astfel de persoane care împart România în două. Împart România între PSD-iști și noi. Nu e normal, pentru că, așa cum spuneam, a doua zi după votul politic în care am împărțit România în două, noi trebuie să ne apucăm de treabă și niciodată, și istoria ne-a dovedit-o, niciodată nu putem anticipa ce alianțe trebuie construite pentru a putea face țara să meargă înainte, pentru a putea construi. Construcția nu poate să fie făcută de o minoritate. Și atunci eu vreau să se uite și brașovenii la partidul care reușește să integreze, să vină cu măsuri pentru fiecare categorie socioprofesională, pentru fiecare generație. Și eu cred că PSD este un astfel de partid.
stau de vorbă cu oameni zi de zi și fie că sunt tineri și le vorbesc de Startup Nation, fie că sunt vârstnici și le vorbim de pensii sau sunt profesii mai degrabă liberale, pentru fiecare am exemple de lucruri pe care le-am făcut în acești 2 ani și jumătate. Că nu e suficient, că mai trebuie mult mai mult, da. Că poate am și greșit în anumite chestiuni, da. Dar am și făcut pentru absolut fiecare categorie. Și mă înspăimântă ca politician încă tânăr, pentru că nu mai sunt niciodată de tânără, dar mă înspăimântă abordarea anumitor partide de a împărți în generații, până la urmă, și bazinul electoral și România, de a nu se adresa deloc unor categorii de vârstă. M-am uitat la colegii din USR și nu văd să le vorbească deloc celor din generația a treia. Cumva îi etichetează și aruncă o anatemă, sunteți PSD-iști, sunteți dependenți, sunteți la mila PSD-ului și nu vin cu politici și cu o anumită direcție și perspectivă pentru ei, pentru că pensionarii de mâine suntem tot noi, până la urmă, o zonă care trebuie foarte atent pregătită. Poate strategia fiecărui partid, mă gândesc că nu am făcut niciodată o analiză strictă pe partea asta de campanie electorală, dar mă gândesc că fiecare partid are o anumită strategie și oamenii ăștia de care ați povestit poate se îndreaptă strict către o categorie de unde pot... Da, e o maximizare pe care o încearcă. Exact. Eu nu discut din perspectiva asta, ci din altă perspectivă, dincolo de strategia de marketing politic. Eu, PSD, am temă de discuție sau măsuri pe care le-am gândit și pentru tânărul care vrea să se lanseze în afaceri sau pentru tânărul student. Tu, USR, ai temă de discuție și planuri și proiecte cu care discuți cu pensionarul care are 1200 de lei pensie și sigur să fie chestiuni realizabile în următorii 4 ani, 3 ani, nu chestiuni care să vizeze România lui 2030-2050. Despre aceste abordări care divizează România, vreau să spun că mă îngrijorez, sunt valabile la nivel european. Și de asta mi-aș dori ca românii să dea un vot informat, atât cât pot ei rațional. Pentru că a doua zi după alegeri, a doua zi după orice revoluție, a doua zi după orice vot emoțional, trebuie să ne apucăm de treabă și să lucrăm unii cu ceilalți. Să ne uităm unii în ochii celorlalți, exact. Și eu cred că în perspectiva asta trebuie să judecăm cumva și campaniile acestea în care intrăm deja. Da, probabil că, și aici mă întorc la ideea de mai devreme, strategii, unii buni, alții foarte buni. Da, politica e pe voturi, e adevărat, corect. Ca și fotbalul și, pe goluri. Da, stabilez niște strategii de campanie corect. Electorală, atac într-o anumită direcție și PSD-ul face lucrul ăsta, chiar dacă, corect. Într-adevăr, ce spui tu, apropo de plaja asta largă, mulți atacă pe mai multe fronturi. Unii poate nu vor să facă lucrul ăsta, să nu atace pe toate fronturile, considerând că, ce știu eu, poate nu pot obține numărul ăla de voturi. De care... Cu siguranță explicații, vreau doar să arăt că nu cred că fac bine, neadresându-se tuturor categoriilor și tuturor generațiilor. Asta... De slăbiciunea unora profită alții. Asta e lege. Sper ca la vot, da, să se vadă că aceasta e o slăbiciune în abordarea politică și îmi doresc să se vadă asta și la votul din 26 mai. Pentru că, așa cum spuneam, mai ales noi în Brașov, cred eu că suntem o comunitate care am reușit să arătăm ceva României și prin modul în care am știut să lucrăm și să muncim pentru acest județ, pentru acest oraș. Și atunci poate că dăm un semnal... constructiv. Da, acum, dincolo de toate, hai să zicem că suntem noi un caz fericit la Brașov, că aici oamenii analizează de obicei, pun și emoție în ceea ce fac, oricine dau mai puțin emoție, așa, suntem un pic mai nemți așa aici în zonă, probabil că și istoria asta noastră veche ne dictează genetic anumite lucruri sau un anumit tip de comportament, lucru care nu se întâmplă în anumite zone ale țării, asta este foarte clar. Sunt oameni care merg emoțional de la început până se termină vot și nu le pasă de fapt. Tocmai, dacă îmi permiți, aș spune lucrul ăsta. România și așa mai are mult până să fie o țară realmente unită. Diferențele pe care noi le știm cu toții, diferențele între regiuni, între județe, nu diferențe doar economice sau diferențe de mentalitate, culturale, ele încă există. Avem multe lucruri care ne unesc și multe care ne despart, dar niciun caz nu avem nevoie de politicieni care să accentueze divizarea asta între români. Nu, avem și exemple, sunt de acord cu tine întru totul, avem și exemple internaționale importante, vedem Spania, nu mai vorbim de Anglia, lăsăm Anglia, e un subiect despre care nici măcar nu putem să spunem, este sau nu, mă rog, în momentul de față este membru al Uniunii Europene, Brexit-ul, Vox Populi,
a apărut, da, s-a spus. Acum, de fapt, și acolo nu a fost un vot emoțional, da, un vot exact împotriva elitelor de la Bruxelles, nu neapărat împotriva Uniunii Europene și un vot regretat. Acum este un vot un regretat. Vot regretat. Dar, și scandalul ăsta din Spania cu Catalunia și așa mai departe este regretat? Violențele care au apărut atunci sunt regretate. Eu cred că și Franța, scandalul ăsta cu vestele galbene și sunt deja chestiuni care se regretă, nu mai există forță la capitolul ăsta. Dar, mă rog, ori să treacă și alegerile astea și vedem ce se întâmplă și cu Europa. Cu noi vom vedea, dar să vedem și cu Europa. Mulțumim la frumos, pachet. Roxana, pentru suntem la pachet, cu Europa, n-avem ce să facem. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a discuta astăzi în prag de alegeri. Sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT.